Dimineața, internet, îmi pare foarte rău că trebuie să mă vedeți așa, dar ne-am trezit târziu, e ora 12. Ideea e că Maria este o ardeză acum, random. Și o să se mute la Cluj, nu pot să mă filmez aici că stă părul foarte rău. Și o să se mute la Cluj și noi mergem acum cu ea înainte să plece la Cluj, să trăim și noi un pic experiența de stewardeză, să vedem cum este stewardeză, care-i treaba, ne îmbrăcăm, luăm zbor, plecăm în America și nu ne mai întoarcem niciodată. Foarte tare și să spunem doar că trebuia să fim acolo la 12. E 12:40, aici am avut o alergie. Măi, la mașină, da? Mergem să ne dăm cu avionul, să nu îndrăznești să pleci fără noi. Nu, nu cobori, așteaptă-ne. Punctualitatea este numărul 1. Cât e ceasul? 12:41 chiar. Meseria de stewardess este o meserie care implică multă seriozitate, pentru că la un moment dat, Doamne ferește, ai nevoie de cunoștințe reale și viețile oamenilor sunt în mâinile tale. Așa că de-aia mergem noi acum, nu mergem direct în avion, direct să zburăm, să fim însățitoare de zbor, și că nu avem voie ilegal. Dar mergem să facem un prim curs la o anume școală pe care Maria a făcut-o deja. Acum 4 ani. Nu mai am baterie la cameră. Trebuie să ne întoarcem să luăm bateria de rezervă. Laura, și încărcătorul. Întotdeauna trebuie să ai sper chestii, sper baterii. Am sper chestii, sper. Am speranța. Nu, Bianca chiar vrea să facă școala de stewardeze și e foarte cool că din ce în ce mai multe fete vor să facă asta. E bună, în sfârșit ceva drăguț pentru camera ta, pentru telefon, ecranul tău. Nu ai jobul ăla de stat la birou, călătorești foarte mult, întâlnești oameni mișto, mă gândesc peste tot pe unde te duci. Am ajuns! Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, oh, I'm freaking here. La stânga? Alergatul meu trebuie să fie interzis. Yeah. Aici faci cursurile. Unde? Aerotim? Aerotim, da. Interfondul 2. Aici am venit timp de 2 luni de zile și m-am pregătit și am învățat și am cunoscut profesori care chiar au fost în aviație și nu știu. Bună! Bună! Uite ce seriozitate e aici! Bună! Ieri, cred, aveam perechile, da. Niciodată nu mi-au cerat la fel, niciodată. Bun. Și ce o să facem așa azi? Așa am eu oamenii mei. Facem partea de grooming, în care învățăm cum să ne aranjăm eșarfele. Ia. Yeah. Mama o să fie atât de mândră. O stă foarte bine și Maria are lacrimi în ochi, așa e nostalgică, da. Nu pot să cred că vă așa pe zi. Veneam acum 4 ani la școala asta de drag, deci efectiv. Și abia aștept să treacă și Bianca prin chestia asta și să zic, ți-am zis eu că e așa. Și să învățăm chestiile basic, aici este doamna, e frumos arăs cu degetul, aici este doamna noastră profesoară. Până în acest moment îmi dau seama că nu pot să fiu stewardeză din atât de multe puncte de vedere. În primul rând nu sunt punctuală, asta unul, da. Am tatuaje, noi să vă vorbesc despre ele într-un vlog curând. Am tatuaje la vedere, întârzi tot timpul, n-am coc. Asta n-ar fi o problemă, hai putem fi iertăm. Ce mai, Maria? De ce n-aș mai putea să fiu? Pentru că nu-i de tine, ți-ți place domnilor. Haide. Doamnelor și domnilor, vă rugăm să ne acordați atenție pentru a vă prezenta mijloacele de salvare aflate la bordul acestui avion pentru cazuri de urgență. Iluminarea de urgență. Lumine de urgență situate de-a lungul culoarului vă vor direcționa spre cea mai apropiată ieșire. Ieșirile de urgență sunt poziționate și astfel. Aici, Maria, ar trebui în primul rând să le demonstrăm iluminarea de urgență unde se află, da? Pentru că pasagerii în general nu cunosc și ar trebui informați. De haine pentru scoaterea obiectului străin înghețit. O să încerc cu Bianca. Da, hai. Deci, în primul rând, e foarte important să-i băgăm, practic,
pumnul, undeva aici sub stel, da. Da. În momentul în care eu o voi împinge, nu o să o împing, ea practic va avea efectul de a regurgita și practic în momentul respectiv își va scoate obiectul străin. E foarte important ca ea să lase un pic moale și atunci eu o voi apăsa puternic aici și în acel moment practic ea își scoate obiectul străin, da? În cazul în care e vorba despre un copil, vom apăsa doar cu două degete, nu cu întreg pumnul și practic la fel este fix aceeași manevră. Cum vi s-a părut, dragilor? Am convins o prima SND asta acasă, în cazul în care ți mai face rău sau băieții mai suferă de inimă frântă, să vă oferim o trusă de prim ajutor. O să vă descurcați de minune, asta este da, clar. Da, da. O să vă rog să vă cuceriți toți pasagerii. Coasa, lasă-mă descurc. Cu aceste zâmbete minunate, da? Deci o să fie super extra mega necesară pe înainte de zbor cafeaua, nu? Da. Așa am înțeles, freșurile de portocală, să ne hidratăm. Dar am făcut prima oră, Beni începe cursurile pe 15, să vedem cum o să se descurce. Maria l-a făcut deja cu 100.000 de ani. Eu nu o să le fac probabil niciodată, dar niciodată nu spun niciodată. Pentru că tu ai luat la bătaie dacă cineva ți-ar zice ceva. Nu știu, da, nu sunt cea mai răbdătoare și cea mai calmă persoană. Aș putea, pilot m-aș face după ce am luat pantalonii de băiat. Pentru că dacă ai fi într-o perioadă nefastă a lumii, ai prăbușit avionul sau ceva de genul. Și cum s-a prăbușit avionul de la Paris? Păi am avut o dată inima frântă la Paris și m-am gândit să distrug avionul. A fost mega, mega, mega tare. De când am făcut eu școala acum 4 ani, lucrurile stăteau cam la fel, doar că știu că s-a ieftinit foarte mult. Vorbesc că poți să vă interesezi și aspectul ăsta la un moment dat. Banii vi scoateți din prima lună de salariu, deci e super, super affordable, ca să spun prima. Și alte detalii cred că puteți să găsiți la ei pe site. Știu că unii dintre voi chiar m-ați rugat să vă explic chestiile astea și cel mai bine o să faceți voi dacă citiți pe acolo. Și Bianca, trebuie să le spui și tu cum o să fie, adică puteți să-i scrieți și Bianca, dacă vreți să mai aflați chestii. Practic te pregătește ca să poți susține un examen la Autoritatea Națională de Aviație Civilă din România. Adică durează o lună cursurile. Da, este un examen foarte greu pentru care chiar trebuie să te pregătești după un anumit barem, după un anumit manual și așa mai departe. Iar ca să luați examenul ăsta, urmează să faceți apoi și partea practică. Iar după partea practică puteți efectiv zbura, urmează și să vă angajați. Cristina cunoaște o groază de persoane unde poate să vă iei un fel de scanting. Da, asta e tare, că ne-a povestit că e ca și o agenție de casting cumva, că după aia ei se ocupă de fetele care au făcut cursul, le trimit la... Da, pentru că... Nu castinguri, le trimit la interviuri, le trimit la interviuri și ele de acolo se angajează, ceea ce speră să se întâmple și cu Beni. Chestia tare este finally, că... Cea mai tare chestie este că îți povestește din experiență, fiindcă toți cei care te învață aici, profesorii, au făcut și ei aviație. Eu sunt Laura, ea e Maria, ea e Bianca și am fost stewardese pentru o zi. În sfârșit, lumină bună. Mulțumim că v-ați uitat la noi și noi dacă aveți alte întrebări pe YouTube, abonați-vă la Bianca, abonați-vă la Maria. Bianca, și nu pot să credem, cer scuze că m-am uitat tot timpul aici și nu în ochii tăi. Oh my god, da, chiar da. I'm so sorry. Suntem narcisiste. Așa că și cum vorbiți pe FaceTime, vă uitați la voi și nu vă uitați la el la bijou. Hai, exemplu tu de stewardeză. Bine.